Precipitațiile din ultima perioadă au facilitat producerea mai multor alunecări de teren în localitatea Turcinești. Drumul județean de la intrarea în satul Rugi este afectat de o alunecare ceva mai veche. În urmă cu 2 ani s-a mai făcut o consolidare de către drumurile județene, iar terenul s-a surpat din nou, așa că a fost nevoie de realizarea unui proiect mai mare. Primarul comunei Turcinești a spus că lucrările de reabilitare a acestui drum s-au reluat în urmă cu câteva zile. Lucrările au început anul trecut în august, s-a lucrat intens până la sfârșitul anului, cât a permis timpul, pentru că nu se poate turna beton la ger. A fost o iarnă totuși blândă, pentru că dacă nu se făcea o parte din lucrare, exista riscul ca pe timpul iernii să mai apară o alunecare și să strice. Văd că nu s-a întâmplat așa ceva. De câteva zile văd că muncitorii au început lucrările și sper că nu termenul care e de 3 ani, sper că nici într-un an. Poate mai puțin de un an să se termine lucrarea. Odată cu alunecările de teren au apărut și alte probleme. De asemenea, conducta de alimentare cu apă a fost afectată, iar circulația este desfășurată pe un singur sens. Dacă nu se demarau aceste lucrări, drumul trebuia închis, iar cetățenii din satele vecine nu mai aveau acces. Afectează, pentru că practic aici ai tot satul Rugi, sunt oameni care merg și la Stănești și în Horez. E legătura cu Stăneștiu, deci satul Rugi este un sat destul de populat, intens, eu știu, sunt mulți care fac naveta, deci 2-3 ani s-a circulat numai pe un singur sens, dar exista pericolul să rupă și ăsta. Avem și conducta de apă, avem un cablu de telefon. Costurile acestor lucrări de consolidare fac parte din investițiile Consiliului Județean.